A obține încrederea adolescenților înscriși în gașca celor care se droghează presupune multă atenție, grijă și încredere. În experiența noastră de acum 10 ani, ar putea spune că am observat careva valuri. Parcă la anumite momente s-ar părea că puțin evaluează problema, dar scade problema drogurilor, dar acum la moment ar zice că chiar consumul de droguri în rândul tinerilor este în creștere. Fiindcă s-a schimbat și fie tipurile de droguri, clar că foarte mulți sunt droguri sintetice, dar și accesul la droguri este foarte liber și este foarte ușor de găsit droguri pentru un tânăr. În timpul consilierii, noi dacă știm că adolescentul utilizează droguri, indiferent de care, injectabile, neinjectabile, noi îi povestim și despre infecțiile HIV și hepatitele virale. De ce? Fiindcă acești adolescenți sunt expuși riscului și facem așa ca el să conștientizeze situațiile lui în care a fost el, într-adevăr dacă au fost niște situații de risc în care s-a putut infecta de aceste infecții. Un caz a unui băiat, adolescent, care pe lângă faptul că consumă marihuana, mai joacă și la jocurile de noroc, este adică o problemă dublă. Suntem acum în proces de lucru, deja de mai bine de 3 luni frecventează sistematic consilierile la psiholog. Încercăm să lucrăm asupra sferei de conștientizare și schimbarea comportamentului. Ei deseori începe a consuma nu exact droguri intravenoase sau chiar a fuma. Începe totul simplu, de la alcool, de la o porție foarte mică, de la o țigară simplă, dar aceasta de acum este o platformă, de cum să zicem, un tramplin pentru a începe și să ajungi la consum de droguri chiar și injectabile. O consiliere eficientă ajută ca tinerii să conștientizeze faptul că ei într-adevăr au un colac de salvare dacă se adresează la specialiști. E foarte greu să trăiești cu o persoană care utilizează droguri. De ce? Uneori primul acordăm un suport psihologic întâi rudilor, apoi persoanelor care utilizează drogurile. Tinerii se adresează cel mai frecvent cu întrebări ce țin de consumul de tutun, alcool și întrebările specifice țin de consumul de marihuana, cum ar putea ei să facă față. Cu an ce trece, adresările sunt mai frecvente, posibil pentru că și serviciile sunt mult mai vizibile și mult mai deschise pentru tineri, adică sunt mai aproape de tineri, aceștia având mai multă încredere și astfel se adresează. Este problema numai a municipiului Bălți, fiindcă deseori aud și se consideră că în Bălți este problema cea mai acută. Dar din observație, din experiență și chiar din discuțiile cu adolescenții, de fapt este problema actuală pentru toată Republica, chiar și zice chiar pentru localitățile rurale, unde se cresc drogurile, unde liber le obține, de la alții tineri află cum să-l prelucreze, cum chiar și să-l consume, iarăși depinde de gașca în care nimerește tânărul. Rolul părinților este cel mai important într-o eventuală alunecare a tinerilor în patima consumului de droguri. Aveți grijă de sănătate, iar în cazul în care ați ajuns într-o fază de impas, puteți să vă adresați la noi, suntem permanent cu ușile deschise și gata să vă ajutăm.